Onorariul. Dramatizare radiofonică de Marilena Ștefănescu Gheciu, după o schiță de Maria Arsene. Ia vezi. Da. Vezi cine e. Alo, da? Da, casa profesor Dr. Leonte. La telefon asistentul profesorului, doctorul Florescu. Ah, bună ziua, domnișoară Adriana. Tocmai vreau să te sunt și eu. Așteptăm să ne trimiți lucrarea. Da, aici, la domnul profesor acasă. Da? Te rog să ne chem din nou în clipa când termin traducerea. Primele 11 pagini le-am și primit. Desigur, desigur, profesorul e mulțumit. Trenul? La 21:10 plec. Mai ai timp. Deci, când ești aproape gata, ne telefonezi și trimitem șoferul să le ia. Da? La revedere! Domnule profesor, în cel mult o jumătate de oră avem gata și restul traducerii. Bine. A, era să uit. Da. Aveți aici invitația pentru colegii de la Budapesta. La ce? Cu ce? Știți, scrisoarea prin care institutul nostru invită să-și petreacă concediul pe litoral. Da. E, unde să o pun? Uite aici, aici în plicul ăsta. Domnule profesor, bastonul de rezervă. Îl pun aici sub creaua de la Gemantan. Ce să mai fac și cu el, Maria? Ce să mai cum fac? Ce să faceți? Poate se rupe celălalt, ori îl pierdeți și aveți nevoie. De ce să cumpărați altul în străinătate? Domnule profesor, luați biletul de tren și tichetul pentru cușeta de dormit. La cât ziceai că pleacă trenul, doctore Florescu? La 21:10. 21:10. Mai sunt exact 3 ore. Aveți timp să revedeți și ultimele pagini ale comunicării. Dacă mi le trimite la timp. Dacă nu, le răsfoiesc în tren. Tot nu cred că pot închide ochii. Nu mă împac eu cu vagoanele de dormit niciodată. Și puișorul de perne. Lasă-o încolo de treabă, fată dragă. Dar n-ai să-mi dai și plapoma acum, nu? Râdeți dumneavoastră, râdeți. Dar eu știu că e mai bine să prisosească decât să nu se găsească. Bine, o să vină la timp și traducerea. Domnișoara Adriana lucrează repede. Sună cineva. Șoferul trebuie să fie. Îi deschid eu. Domnule profesor, dacă aveți timp, poate ne dați o telegramă după ce susțineți comunicarea. Evident, vă țin la curent cu tot. Doctor Florescu, da. Știi ce vreau să te întreb? Unde am pus noi tratata de oftalmologie? Dar ce e acolo? Ce e acolo afară? Nu se poate. Aici nu e cabine de consultație. Dar ce sunt? Un caz grav. Domnule, dumneata, nu pricep. Dar ce sunt? Pleacă în străinătate la o conferință. Bine, dar ce înseamnă asta? E surd? Am spus că nu se poate. Ori vrei să chem poliția? Ce se întâmplă acolo? Ce merg eu să văd ce e. Ia vezi. Dar ce înseamnă asta? Domnule doctor Florescu, omul ăsta a dat buzna peste mine. Eu i-am spus că nu se poate, dar dumnealui nu vrea să înțeleagă. Nu mai ulea. Să intre la domnul profesor. Vreau să vorbesc. Ce se întâmplă? Ce dorești dumneata? Da, vreau să vorbesc cu domnul profesor de unde. Eu i-am spus că domnul profesor. Lasă-ne un pic, Maria. Domnule, cum dai dumneata buzna într-o casă străină? Nu vă supărați, trebuie să vorbesc neapărat cu domnul profesor. Cu domnul profesor Leonte vreau să vorbesc. Așa mi-a făcut și cu domnul profesor, dumneavoastră sunteți? Nu. Ori poate dumneavoastră. Domnul profesor Leonte, nu-i așa? Am ghicit. Dar de ce treceți? De ce vă priviți așa? Maestre, dați-mi voie. Domnule Pricep, odată că avem treabă. Domnul profesor pleacă în seara asta în străinătate și nu avem niciun minut de pierdut. Te rog, lasă-ne. Domnule profesor, vă rog, nu. Haide, domnule, înțelege că abuzezi de răbdarea noastră. Lasă-l, te rog, pe domnul profesor. O clipă, doctore Florescu. Poftește. Poftește, ia loc, te rog. Mulțumesc. Domnule... Răuțescu. Stai, domnule Răuțescu, stai jos. Să mă ierți că la mine-i deranj, dar trebuie să plec chiar în asta seară. Este 3 ore fără 20 de minute. Mulțumesc, doctore, știu. Da. Spune-mi, domnule Răuțescu, cu ce te pot ajuta? E o cafea? Nu. O dulceață? Sau poate preferi un pahar cu vin? Nu. Stare? Nu, mulțumesc, nu vă deranjați. O țigară. Mulțumesc. Stai acolo, așa. Nu te ridica. Poftim bricheta. Ești obosit, nu? Foarte obosit. Da, așa e. Of, ce-i pe sufletul meu. Te ascult, spune. Of! Spune. Of, sunteți atât de bun, domnule profesor. Atunci, cum rămâne? Ce servesc? Cafele. Aha. Și pe urmă, fii bună și lasă-ne. Of. Bine, domnule profesor. Of. Spune, domnule Răuțescu, cu ce-ți pot fi de folos? Am o fată, domnule profesor. Atât am pe lume mai scump, pe fata mea. Fata asta mea, Corina, are să vorbească, domnule profesor. A dat examen la conservator. A reușit, dar a venit nenorocirea. Mare nenorocire, domnule profesor. Oh,
Îi intrase o oașchie în ochi mai demult. Se tot înroșea sub ploape. Ziceam că o fi vreun fir de praf. Așa. Am luat-o la început băbește. Soacră mea de vină. Când am văzut că în loc să-i treacă mai rău este, am dus-o la doctor, la specialist, la policlinică, cu plată. Acolo i-au recomandat internarea urgentă în spital. N-am putut. Trebuia să dea întâi examenul. Examenul la conservator. Nu știu dacă am făcut bine. Boala s-a întețit din vina mea. În loc de spital, am dus-o la examen. Abia după ce a reușit, la vioară, am dat fugă iarăși la policlinică și de acolo la spital. Când au văzut-o, numai că nu m-au bătut. Acum ne-o aduci? E grav, domnule profesor. Acum a atins celălalt ochi. Orbește. Și în astă seară vor să opereze. La ce spital? La institut. La clinica institutului. Acolo-i. Acolo unde sunteți și dumneavoastră, domnule profesor. E, și ce ești așa de speriat? Avem acolo chirurgi cu practică. S-au reușit operații mult mai grele. Mai grele. Dar înțelegeți-mă, domnul doctor și dumneavoastră, domnule profesor, atât am pe lume. Fata mea, Corina, lumina ochilor mei. Și ea nu se mai aibă. Nu se mai aibă parte de lumină. Mă operează asta seara. Operație grea, foarte grea. Așa mi-au spus. Numai dacă... Dacă ce? Dacă dumneavoastră mă operați fata. Aminte, în noaptea asta... Mâine, noaptea nu se operează. Ba da, sunteți medic, trebuie să știți. E un caz urgent. Mi-a spus domnul doctor Ioniță. Ioniță. Da, Ioanițescu. Că trebuie să operez într-un ceas două. Situația s-a agravat brusc. Și mi-a mai zis că... Ce ți-au mai zis? Toată lumea mi-a zis, toți... Numai domnul profesor Leont în stare să o salveze. Dumneavoastră faceți minuni. Minuni nu s-au făcut niciodată și nici n-au să se fac. Oașchie, spui. Oașchie de lemn, oașchie, drept în lumini. A zis domnul acela, Ioniță, că nu garantează, domnule profesor. Numai dumneavoastră, domnule profesor. Un moment. Numai dumneavoastră, domnule profesor. Doctore Florescu, fii bun și dă un telefon la institut. Cere amănunte. Cum se numește fata dumitale? Corina Răuțescu, 18 ani, din Bragadiru. Corina Răuțescu. Fata dumitale. Și ai venit la mine ca să ți-o salvezi. La dumneavoastră am venit. Vă cad în genunchi. Vă salut mâinile. Stai liniștit, omule. Să nu faci una ca asta. I-am cumpărat și o vioară. Are talent. De la 7 ani învață. Să vedeți cât e de frumoasă și deșteaptă. Am adus cafelele. Servește, te rog. Da, mulțumesc, Maria. Poți pleca. Poți pleca. Alo, mulțumesc. Alo, camera de gardă. Servește, te rog. Doctorul Florescu la telefon. Dă-mi te rog pe doctorul Ioanițescu. Bună seara, colega. Domnul profesor se interesează de un caz. Spune-mi, te rog, care este situația pacientei Corina Răuțescu? Corina, de la Corina chirurgie? Staci. Așa. Răuțescu. Răuțescu. Da, din Bragadiru. Adus astăzi. Aha. Da. Și diagnosticul? Da, înțeleg. Vedeți? Cine operează? Buicliu? Buicliu. Bine, mulțumesc. Da, am să-i comunic. La revedere. Ioanițescu vă transmite călătorie plăcută și... Lasă asta. E, ce-i cu fata? O operează peste o oră, Buicliu. Domnule profesor! Stai liniștit, domnule Răuțescu. Stai liniștit. Ce spune Ioanițescu? E absolută urgență? Absolută. Vedeți? O operează doctor Buicliu. Taci. Nu-l cunosc, pe dumneavoastră vă cunoaște tot orașul, toată țara, o lume întreagă. Vă rog din suflet. Taci. Răspund eu. Vă rog. Da? Da, domnule Adriana. Nu, nu-i prea târziu, e foarte bine. Gata toată lucrarea? Perfect, îți mulțumim. Trimit mașina să o ia. Așa. La revedere. Domnișoara Adriana, am terminat de tradus comunicarea. Trimit șoferul de mine, da? Prin urmare, o operează Buicliu. Da, ar trebui să vorbesc cu el. Buicliu e priceput, nu-mi cap îndoială, da? Da. De ce s-au manifestat durerile în chip atât de ciudat? A plecat mașina după traducere. Îmi permit să vă reamintesc, domnule profesor, că mai sunt 2 ore și 20 de minute până la plecarea trenului. 2 ore și 20 de minute, ai spus, da. Trebuie să aducă traducerea. Da, în maximum un sfert de oră. La ce ochi a început usturimea și roșața? Domnule profesor, vă rog. Nu pe dumneata.
Pe tatăl fetei l-am întrebat. La stângul. Că ziceam la început că e doar o răceală, da? Și biletele? Care bilete? De tren. Acum cu dumneata vorbești, doctore Florescu. Le-a spus în parvizit. Da. A, da, 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 sunt la mine. Bun, bun. Deci totul este în regulă. Biletele sunt la mine, traducerea vine. Of. Bagajele sunt aproape gata. Așadar, domnule Răuțescu? Nu mă lăsați, domnule profesor, nu mă lăsați. De ce nu-ți bei cafeaua? Nu, nu. Încă o țigară? Nu, nu. Te rog, te rog, te rog, doar... Foarte mea, foarte. Doar câteva fumuri. Aprinde, aprinde, aprinde. Așa, așa, așa. Tragi, 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 tragi. Am mai cunoscut pe vremuri un om care trăgea din țigară ca dumneata. Cum vine mașina, plecăm la institut. Domnule profesor! La institut, dar domnule profesor... La institut, se operez fata, e limpede? Nu mai discutăm. Și te mai rog ceva. Aș vrea să rămână o clipă cu domnul Răuțescu. Mă duc să văd când se întoarce mașina. Domnule profesor! Sunteți, sunteți... Nu pot să spun. E, ce însemnează asta? Ce însemnează asta? De ce stai în genunchi? Lasă mâna. Cum îndrăznești să-mi o săruți? Dacă nu termin, plec la gară și te las. Ridică-te imediat. Da. Consider purtarea dumneavoastră o adevărată insultă. Iertați-mă. Ce să iert? Ce să iert? Ți-am spus că merg la clinică să-ți operez fata. Merg și gata. De ce te porți astfel? Vă mulțumesc, domnule profesor. Așa. Vă mulțumesc. Așa, stai liniștit. Stai liniștit. Odihnește-te. Termină, termină cafeaua, termină. Da. Spune-mi, te rog, unde ne-am mai întâlnit noi, locotenent Răuțescu? Cum ați spus? Unde ne-am mai întâlnit? Nu ți reamintești? Iertați-mă. Nu știu. Da, sigur că ne-am mai văzut. Da. A, în armată. Mi-a spus locotenent. A spus și dumneavoastră ofițer. Sigur că ne-am mai întâlnit. În vreun regiment pe front. Ori la vreo manevră. Poate în concentrare. Oh, sunt ani de atunci. Am de necazuri grei. Într-adevăr, nu-ți amintești, domnule locotenent? Maior, domnule profesor, maior. Da, dacă dumneavoastră m-ați cunoscut locotenent, înseamnă că nu ne-am mai văzut tocmai din 1939. În 39, iarna, deoarece de anul nou, în 40 am fost avansat capitan, iar în 43 pe front, maior. Acum sunt normator la Gostado din Bragadiru. Nu prea e de mine, nu-i așa? Da, ce să-i faci? Pâine înainte de toate. Domnule profesor, sunt fericit. Să ai norocul să-ți opereze fata cel mai mare chirurg și pe deasupra un fost camarad de arme. A sosit mașina. Atunci să mergem. Maria! Maria! M-ați strigat? După ce ne duce la institut, trimite mașina înapoi să ia valizele. Așa, domnule. De la institut plec direct la gară. Bine, domnule. Hai, domnule Răuțescu. Mi-o salvați? Spuneți-vă, rog. Spuneți-vă că mi-o salvați. Vă salut, domn doctor Florescu. Bună seara, domnule administrator. Intrați și dumneavoastră. Da, o să intru. E o operație interesantă. Merită să asist. Da. Ce spuneți, domn doctor, de toată povestea asta? Domnule, eu unul nu mai pricep nimic. Nu? Niciodată nu s-a portat bătrânul atât de ciudat. Vă spun sincer, domn doctor, de 10 ani de când sunt administrator aici, n-am avut din partea profesorului surpriză mai mare. Când l-am văzut intrând în clinică, am încremenit. Toată lumea îl credea în gara de nord. Nu, categoric nu-l înțeleg. Săptămâna trecută a refuzat o operație pentru care rugase chiar tovarășul Procopiu. Ori dacă nici tovarășul Procopiu nu o fi om cu greutate, atunci... Ești cu toate astea, pe bătrân nu l-a impresionat. În schimb vine unul Răuțescu, un urmator nu știu unde, îi se năzare că fata lui trebuie operată numai de profesorul Leonte și cât ai bate din palme, bătrânul lasă baltă și plecare și tot și năvălește în sala de operație. Și mai e și alt aspect. Știi cum se zbârlea profesorul de câte ori îndrăznea cineva să manifeste neîncredere în elevii săi? Da. Adică buicliu,
chirurg eminent. Nu putea să facă treaba asta. Păi cum să nu? Operație grea, de acord. Dar a făcut buicliul altele și mai dificile. Absolut, absolut. Aveți dreptate, domn doctor. Păcat, nu ai văzut scena, domnule administrator. Profesorul servindu-l pe normator cu cafea. E, nu, ba, cu cafea? Nu, nu, l-a întrebat în timp ce dorește. Vin, o gustare, dulceață. Extraordinar. I-a oferit o țigare, pe urmă i-a aprins-o cu bricheta. Extraordinar. Ce poate să însemne omul ăsta pentru el ca să se comporte așa de neobișnuit? Domn doctor, eu nu mai știu ce să cred. Uite că vin. Să facem loc să treacă brancardierul cu fata. Da, 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 da. Domn doctor, ăsta care merge în urma căruciorului e normatorul? Da, Răuțescu. Răuțescu, da, da. Nu vă supărați, lăsați-ne să trecem cu bolnava, ne grăbim. Acum vine domnul profesor, vă rog. Profesorul, vine profesorul. Pacienta a fost dus în sala de operații? Vă salut cu respect, domn profesor. Adineauri au dus-o, domn profesor. Domnule profesor, toată nădejdea mea. A, e și dumneata aici, domnule Răuțescu? Aici. Uite, ia loc în fotoliu ăsta. Stai liniștit și așteaptă. Oh. Ai grijă de dânsul, domnule administrator. Eu intru în sală. Tot respectul, domn doctor Florescu. Tot respectul. Oh. Fata, tati. Fata, tati. Singur acolo. Între atâția doctori. Domnule... Da, vă rog. Da. Sunteți tatăl studentei? Da, da. Tatăl studentei pe care o operează acum, domnul profesor. Mm. Îmi dați voi, Răuțescu. Îmi pare bine, pare bine. Postolea, administratorul spitalului. Pare bine, da. Te înțeleg, te înțeleg, domnule Răuțescu. Crezi că nu-mi dau seama cât de necăjit ești. Da. Credeți că o să reușească operația? Dacă o să reușească, spui? Ești din provincie? Din Bragadino. Ah, de acolo ești, ai înghițit. De-aia n-ai aflat matale încă de tovarășul profesor Leonte, cel cu degetele fermecate. Am auzit, așa îi se spune. Și ai auzit că se spune un fleac. Mână de aur, domnule. Degete de fachir. Ei, dar asta, oricât e operație grea, știu eu ce șanse sunt. Ce șanse, domnule? Da? Ce tot vorbești? Nu există șanse la bătrânul. Așa? El nu lucrează cu de-al de-astea, ci cu știință. Oricât de grav ar fi situația și câte cazuri au trecut prin mână, a întors oamenii și de la orbire sigură. Doamne, de doamne. Dar mă mir zău că trebuie să spun eu toate astea, de vreme ce ești așa de bine cu el, încât mai mai că l-ai dat jos din tren și l-ai adus să-ți opereze fat. Păi da, băi, îl cunoaștem. Dar nu ne-am prea văzut. Ne-am eu ocupat, eu cu de-ale mele. Da, da, da. De mult nu v-ați întâlnit? Da, cam de mult, ce-i drept, da. Cum a văzut și i-am spus, necazul, zice, în regulă, Răuțescule, mergi să-ți operezi copilul, nu există. Și-a lăsat baltă și plecarea străinătate și conferințe, tot. Da, da, ești intim cu el, nu? Colegi de armată. Am mâncat, cum s-ar spune, din același cazar. Atunci, da, sigur. Domnule administrator, te-aș ruga și eu ceva, dacă ai să vrei. Hai, domnule Răuțescu, se poate. Pe mata te servesc oricând cu multă plăcere. Ce-am? Uite ce este. Aș vrea să văd și eu operația. Domnule Răuțescu... Înăuntru, în sală, sigur că nu pot intra, nu-i voie, dar cum fac să-mi împac sufletul, că n-am lăsat fata singură printre străini? Da, avem mână de ajutor. Domnule Răuțescu, eu te înțeleg. E, simplu, nu-i. Nu, da. Ești tată și te înțeleg. O să te ajut. Deși nu-i voie. Nu-i voie, da? E strict interzis? Mulțumesc din suflet. Stai, nu mulțumim încă. Fii atent mai bine. Uite, ia aici o cămăruță. Uite, ușa aia. Hai de acolo, o vezi? Așa. De acolo un gemuleț se răspunde în sala de operații. Da. Te duc acolo. Dar cu o condiție. Da. Nu a prins lumina. Nimic. Așa, rămâi în întuneric și stai liniștit. Liniștit. Nu sufli o vorbuliță. Că dacă te descoperă bătrânul, nu ne mai spală nici Dâmbovița, nici Dunărea la un loc. Te uiți doar pe gem. Și când vezi că e gata, te strecori ușurel pe ușa afară. Am înțeles. Așa, avea nicio grijă că nici nu o să suflu. Așa, să nu suflu. Hai, hai.
Hai că te duc în cămăruță. Uite pe aici, pe aici. Vorbește cu Corina. Ce-i-o fi spunând? Așa, soră, da. Domnișoare Corina, am auzit că-ți place muzica. Da. Da, domnule profesor. Am dat examen la conservator, la vioară. Am reușit. Da, te felicit. Asta e foarte frumos, să știi. Am reușit. Foarte frumos. Domnul profesor Leonte, unde l-am mai văzut eu pe omul ăsta? Ne-am întâlnit cândva. El are dreptate. Figura parcă mi-e cunoscută. Dar unde? Când? Ia să încerc. Domnul medic locotenent Leonte. Nu. Capitan medic Leonte. Iarăși nu. Colonel medic Leonte. La regimentul 2 grea Balmezor. Nu, nici. Major. Așa. Acum cred că putem începe. Să nu te sperii, domnișoare Corina. O să-ți spunem de față obiectul ăsta. Așa, pe nas. Ce e asta? O mască. La nu de carnaval. O folosim în scopuri medicale. Gata, soră, gata? Ce miros ciudat. Așa. E foarte bine așa. Acum am să te rog să numeri până la 10. Nu-ți fie frică. Nu. Nu mi-e frică. Așa. Am încredere în dumneavoastră. Dar de ce să mă umăr? Vreau să-ți verific cunoștințele aritmetice. Glumiți, cred. E un fleac. Nu. Nu e un fleac. E foarte important. Bine. Încep numărătoarea. Așa. 1. Așa. 2. 3. Și numărătoare. 1, 2, 3, 4. Dumnezeule, acum știu. Să trăiți, domnul Bădăien. S-au adunat rudele pentru vorbitor. Bine, dă-le drumul pe baltă. Am înțeles. Începe numărătoare. 1. Hai. 2. 3. 4. Mișa. 5. Hai. 8. 6. 7. 8. Autorizație, domnule. Autorizație, o lași la mine. Gata. Dar dumneata nu e 10, ești 11. Ce holbezi ochii la mine cu gala? Numai 10 persoane au dreptul astăzi la vorbitor cu deținuție. Primele 10. Sunt a 10, domnule ofițer. Dar zgâmboiul pe care îl ții de mână, ia-l și ei. Nu-i număr, nu-i ființă, ia-l 11. Vă rog, domnule ofițer, dai că să nu l-a văzut de 5 ani de când l-au arestat. Cu atât mai bine, n-a pierdut nimic. Copilul nici nu-și aduce aminte de tatălui. De 5 ani tot îl așteaptă să-l vadă și abia... Să aibă la blare!
să mai treacă 15 și o să-și satisfacă curiozitatea. E bolnav, băiatul, foarte bolnav. Abia l-am adus până aici. Ce mă privește asta pe mine? Hai. Puteți sunte și dumneavoastră, tată. Madame, sunt ofițer, nu sunt tată. Și te avertizez. Nu mă face să pierd răbdarea. Atât de spus. Dacă nu-ți convine, hai, altul are. Bine, domnule ofițer, mă supun. Las copilul aici. Nu vreau să opereze el, opriți-l! O să se răzbune! Îmi mor fata! Mai nenorocit, domnule, mai nenorocit! Ce-ți venit, domnule, să țip ca un apucat? Așa îmi trebuie dacă am fost bun și te-am lăsat să vezi operația. Unde sunt? De ce mă ții așa culcat? Stai liniștit să-ți revii. Nu te ridica de pe bancă. Ți s-a făcut rău privind în sală și ai leșinat pe semne. Cine m-a pus să-ți dau drumul? Să vezi ce pățesc acum cu profesorul. Poftim. Uite. Ia de aici. Beau închițindu-l în apă. Nu trebuie. Nu beau. Nu beau, Corina. Unde e fata? Ce s-a întâmplat cu fata mea? Uite că e stașchi în cură. Corina, tati! Corina, uite-o! Ce-ați făcut cu ea? Trăiește, lăsați-mă să o vadă! Stai, domnule, liniștit! Stai liniștit, e comedie! Faceți loc, vă rog! A fost extraordinar, trebuia filmat! Încă un subiect interesant pentru comunicare. Bătrânul a fost într-o formă de zile mari. Uite pe profesor! Domnule Răuțescu, eu așteaz-o. Era aici, domnule Răuțescu. Lăsați-mă, vă rog, câteva minute cu tatăl fetei. Operația a fost foarte grea. Foarte, foarte grea? Aproape imposibil, dar a reușit. A reușit? Fata dumitale își va putea face studii la conservator. Adevărat? Adevărat. Lumea! Adevărat. Va vedea perfect. Iertați-mă, profesor. Nu ne-am mai văzut de mult, domnule locotenent Răuțescu. Între timp, la 1 ianuarie 1940, ai fost avansat capitan. Iar în 1943, major. Dar pentru mine ai rămas tot locotenentul Ion Răuțescu, comandantul gărzii închisorii Jilava, din iarna anului 1938. Domnule profesor, vreau să dați-mi voie să... Ce să-ți dau voie? Dumneata nu i-ai dat voie lui Tiberiu să vină la vorbitor. Știi cine era Tiberiu? Copilul meu. Avea 2 ani când m-au arestat. Oh, dacă ai ști cât de mult așteptam clipa când aș fi putut să-l văd. Mângâiam cu palma zidul celulii și mi-închipuiam că-i mângâi obrăjorii. Aveam și eu dreptul ca alții, ca milioane de tați, să-mi văd copilul. Mi-ai interzis această bucurie, domnule locotenent. Iertați-mă, am greșit. Am să cer iertare și copilului. Nu mai ai cui. Soție dumneavoastră. Și pentru ea e prea târziu. Iertați-mă. Eram tânăr și fără minte. Nu aveam copil. Nu înțelegeam ce înseamnă să fii părinte. Sunt gata să primesc orice pedeapsă. Faceți ce vreți cu mine. Nu-mi pasă. Corinei să-i fie bine, să scape. Nu, domnule locotenent. Departe de mine gândul să încerc să redeschid răni vechi. Cum da? Sunteți un om bun, sfânt,
cu inimă de aur. Dumnezeu să vă răsplătească. Nu, domnule locotenent Răuțescu. Nu Dumnezeu. Tatăl fetii. Dumneata trebuie să-mi plătești. Spune-ți prețul, domnule profesor. Oricât. Am să plătesc 5.000, 10.000, oricât. O să muncesc un an, 2, 5 pentru asta, toată viața. Am o casă în provincie, o să vând. Spune-ți prețul și vă declar. Puteți să aduceți și martor, că mă oblig să vă achit. Ce onorar vă aparez? Onorariu? Oricât ar fi de mare onorarul, plătesc. N-am să te jefuiesc. N-are importanță, cât doriți. Doresc să-mi spui cum a arătat Tiberiu când a venit cu maică-sa la vorbitor în iarna lui 38. Avea 2 ani când am fost arestat. Vreau să știu cum arăta băiatul meu. Cum arăta Tiberiu? Încearcă să-ți amintești. Trebuie. Tiberiu era un băiețel, un copil, nu știu, nu pot, nu mă amintesc. Vezi, domnule locotenent, că sunt onorarii care nu se pot plăti? Ați ascultat Onorariul, dramatizare radiofonică de Marilena Ștefănescu-Gheciu după o schiță de Maria Arsene. Distribuția a fost următoarea. Profesorul Leonte, Costache Antoniu, artist al poporului. Răuțescu, Ștefan Ciubotărașu, artist al poporului. Doctorul Florescu, Ion Pavlescu. Administratorul, Corado Negreanu. Brancardierul, Gheorghe Oprina. Corina, Melania Niculescu. Soția, Ica Matache. Un ostaș, Mihai Stoienescu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.